Spectacol desăvârșit la Teatrul George Ciprian, duminică seară buzoienii i-au putut urmări pe actorii Ion Ionuț Ciocia, Adrian Păduraru și Cristi Martin în încercarea lor de a intra în cartea recordurilor, jucând într-un timp cât mai scurt toate piesele lui William Shakespeare. Operele complete, jucate pe repede înainte, au stârnit hohote de râs. Improvizația a jucat un rol important, iar actorii au purtat conversații spontane cu publicul. Spre exemplu, spectatorii au fost invitați să intervină în piesa Hamlet. Practic, întreaga operă a lui William Shakespeare a fost jucată în fața spectatorilor în mai puțin de 2 ore. V-a fost drag, chiar sufletul îmi privea. În lumea asta aspră, fiecare cu puterea lui, spuneți povestea mea. Restul. Buzoienii s-au bucurat să-i vadă pe actori punând în scenă și un moment muzical. A fost aleasă piesa de balet Lacul Lebedelor de Tchaikovsky. Spectacolul s-a încheiat într-un ropot de aplauze și o tradițională periniță.